Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă lecție de literatură în care vom învăța tehnica blazonului în caracterizarea unui personaj. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vă întrebați desigur ce este un blazon. Acesta este un ansamblu de elemente convenționale care alcătuiesc emblema unui stat, a unei provincii, a unui oraș, a unei familii nobile și așa mai departe. Spre exemplu, în imaginile propuse se regăsesc stema sau blazonul României, stema Spaniei și a Braziliei. În ce constă tehnica sau metoda blazonului? Este o metodă prin care se reține esențialul despre un personaj dintr-un text narativ literar. Iată cum. Se pornește de la un șablon cu mai multe căsuțe sau casete de completat. Căsuțele se completează cu următoarele informații: numele personajului, calitatea sa principală, defectul său principal, un alt personaj cu care se aseamănă acesta, o vietate, o plantă, o formă de relief care îi se potrivește personajului și motoul acestuia. Iată locul unde se include fiecare dintre informațiile menționate. Numele în prima căsuță de sus. Calitatea principală și defectul principal al personajului se includ în cele două căsuțe de pe linia a doua. În compartimentele șablonului de pe linia a treia se include personajul cu care se aseamănă și vietatea, planta sau forma de relief care îi s-ar potrivi protagonistul. Pe linia a patra a șablonului se include motoul personajului, adică niște cuvinte care apar în operă și care scot în evidență felul de a fi al protagonistului. Aici avem un exemplu completat pentru personajul Popa Tanda din novela lui Ioan Slavici, novelă cu același titlu. Pe prima linie apare numele personajului, Părintele Trandafir. Pe linia a doua apar calitatea principală a preotului, adică perseverența, dar și defectul său principal, impulsivitatea, felul său prea direct de a fi. Pe linia a treia a șablonului, în prima căsuță, a fost inclus numele personajului cu care poate fi asemănat Popa Tanda. Vitoria Lipan din romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, amândouă personajele ieșind în evidență prin perseverența lor. În al doilea compartiment al liniei a treia apare planta cu care poate fi asemănat preotul, plantă sugerată chiar de numele său, trandafirul. Părintele este frumos sufletește, precum o floare de trandafir, însă are și defectul de a-i înțepa pe cei din jur cu vorbele sale spuse verde fățiș, aceste vorbe fiind simbolizate de spinii trandafirului. Pe linia a patra apare motoul personajului, reprezentând gândurile preotului care speră să-i schimbe pe enoriașii săi în bine prin perseverență. Citez, câtă vreme vor fi sărăcenenii leneși, ei vor rămâne săraci și eu flământ. Pentru a verifica dacă ați înțeles procedeul, vă propun să realizați până data viitoare pe o foaie A4 blazonul unui personaj dintr-o operă narrativ-literară studiată la clasă sau citită de voi, realizând prin desen blazonul după modelul dat. Pentru că lecția noastră a ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă lecție interesantă. Pe curând!